Bun găsit, Nastrin, după cum ai spus și tu, mă aflu acasă la Tavi Clonda și la Gabriela Cristea, care sunt foarte emoționați, se pregătesc să plece la biserică. Ce faceți? Cum vă simțiți? Noi ne simțim bine, dar ea deja a început să fie destul de agitată. Multă lume. Simte că se întâmplă ceva. Și o să se întâmple ceva de bun augur pentru ea. Ne așteaptă preotul, deja slujba ar fi trebuit să înceapă de vreo 7 minute. Dar dăm vina pe voi, dacă e și nu e problemă, ne înțelegi. A dormit aseară sau a plâns? Că se spune că își cer botezul. Bine. A dormit foarte bine. Noi am avut treabă ieri toată ziua și am fost plecată cu în ea. În schimb, noi nu prea am dormit, dar în rest e ok. Da. Ia să fie bine. Da. Până la urmă ai vorbit cu preotul, înțeleg că nu va fi scufundată în cristelniță. Surpriză. Azi e surpriză. Azi să avem încredere în el. Surpriză, să avem încredere în el și noi avem încredere în preotul nostru și cu siguranță totul va fi bine. Credeți că va plânge și la slujbă? Un pic, o să facă niște vocalize, că așa este bine unui copil, nu? Auzi, tata, cred că îi place prezentatoare TV. Ia uite. Seamănă cu mama ei. Da. Ia uite, tata. La microfon poate să fie și pentru cântăreață, cum vrea mami. Da. E, să le combine atunci, tati, nu e problemă. Nu se știe dacă ea va plânge, dar părinții vor plânge. Aoleu, eu sunt cu inima strânsă așa un pic, dar sunt convinsă că totul va fi bine. Bunicile și nașii și toată lumea vor fi acolo. O să fie o emoție puternică, îți dai seama. O mână de ajutor și totul o să fie super bine. Am înțeles. Vă mulțumim frumos, să vă trăiască și să vă bucurați de ea. Nastrin, mă întorc la tine. Mulțumesc, salutări fericiților părinți. Așadar, în doar câteva minute, Gabriela Cristea și Tavi Clonda, soțul ei, vor pleca spre biserică, acolo unde va avea loc slujba de creștinare a micuței Victoria. Noi revenim după o scurtă pauză de publicitate.